Aș dori să citesc din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. 1 Timotei, 3 cu 16. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri. A fost crezut în lume, a fost înalțat în slavă. Amin. Domnul să bine cuvânteze, propovăduire, ascultarea și împlinirea cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Salut și mă bucur de inițiativa slujitorilor dumneavoastră de a organiza aceste săptămâni speciale de apropiere de Dumnezeu. Cred că este o lucrare foarte bună. Mesajul meu pentru conducerea acestei biserici este niciodată nu dați greș organizând post rugăciune și pocăință. Sunt foarte multe lucruri unde nu știm dacă o fi bine, dacă o ieși bine, uh, dar când ne punem inima să organizăm post, rugăciune și pocăință, niciodată nu dăm greș. Domnul să vă binecuvânteze! Uh, avem o apreciere deosebită față de această biserică, vă salutăm în numele Bisericii Elim din Chicago, cu Harul și Pacea Domnului, de asemenea din partea Uniunii. Se pare că și Uniunea are aceeași părere foarte bună față de biserica dumneavoastră și slujitorii dumneavoastră. Mă bucur să pot sluji în conducerea Uniunii alături de fratele Iulian Jecu, de asemenea, frații din conducere la propunerea pe care am făcut-o de a coordona regiunea Midwest, bisericile Uniunii din regiunea Midwest, l-au aprobat în unanimitate și uh, sperăm din toată inima să nu vă supărați dacă din când în când vi mai luăm și mai slujește și nevoile altor biserici. Pentru că suntem împreună cu toții, nu numai o biserică, nici o biserică nu poate exista independent. Înțeleg conceptul legal al lucrurilor și sunt foarte bucuros și Uniunea susține autonomia bisericii locale, de a avea proprietățile, facilitățile ei de care nu se poate atinge nimeni și, de asemenea, autonomia ei locală. Dreptul de a-și alege slujitorii, conducerea și Uniunea respectă lucrul acesta. Dar ideea de independență totală este o idee nebiblică. Noi suntem împreună ca o flotă puternică, îndreptându-ne către uh, aceeași destinație, împărăția lui Dumnezeu. De aceea este o bucurie deosebită să slujim împreună împărăției lui Dumnezeu. Uh, Dumnezeu a ales să mă binecuvinteze într-un mod deosebit prin familia în care am crescut, părinții, familia pe care mi-a dat-o Dumnezeu, soția și copiii și, bineînțeles, mulți prieteni, biserica unde slujesc, însă e un dar special ca cineva să-l aibă prieten intim, apropiat, de suflet pe fratele Pavel Pop. Uh, e un mare privilegiu. Uh, fratele Pavel Po, pentru mine, de-a lungul anilor, a reprezentat întotdeauna un fileu pe care m-am putut prăbuși liniștit. Uh, S-a rugat pentru mine, m-a încurajat, m-a susținut, niciodată nu mi-a întors spatele și, uh, în afară de Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, ce am spus, familiei foarte importantă. Uh, îl pun pe fratele Pavel Pop la temelia atât când Dumnezeu a îngăduit uh, binecuvântării pe care ne-a dat-o în slujire. Frate Pavel, să fii binecuvântat de Domnul Iisus! Amen. Scumpii mei, uh, aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre pocăință, Asta este subiectul pentru aceste două zile. Am să încerc să acopăr uh, cât pot din acest concept și probabil vom continua și mâine. Cuvântul pocăință pare un cuvânt simplu. În România era doar o poreclă. Se spunea pocăiți. Oamenii vorbeau batjocoritor la adresa pocăinței. Pocăința este un cuvânt sublim, dar pocăința este un cuvânt în spatele căruia se ascunde un univers dacă cineva crede că înțelege conceptul de pocăință doar prin faptul că pronunță cuvântul, se înșală. Vedeți, sunt mulți oameni care rostesc numele Iisus Hristos. În spatele numelui Domnului Iisus Hristos este un univers de învățătură, pentru că Biblia spune că vor fi și cristoși mincinoși. Nu e suficient să zicem Isus, nu este suficient să zicem Hristos. Trebuie să explicăm la ce ne referim și la cine ne referim atunci când spunem Hristos. Pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu că foarte mulți uh, fac din uh, har și din numele Domnului Isus Hristos un prilej de desfrânare și o licență de a păcătui fac din Hristos un slujitor al păcatului, pentru că prezintă harul Domnului Isus, caracterul Domnului Isus Hristos într-un mod deformat, mutilat, care nu are nimic comun cu realitatea. Iată de ce când spunem Isus Hristos trebuie să explicăm la cine ne referim, la ce ne referim, cine este Domnul Iisus Hristos. Și de fapt, Ăsta este rolul scripturilor, să ni-l explice pe Domnul Isus Hristos, să ni-l prezinte pe Domnul Isus Hristos. Pentru că, vedeți, Domnul Isus a dus odată la ucenici și le-a spus, cine zic oamenii că sunt eu? Și oamenii aveau tot felul de păreri deformate sau incomplete despre cine este Domnul Isus Hristos. Iată de ce spunea Apostolul Pavel, Acum nu-L mai cunoaștem în felul lumii pe Domnul Isus Hristos, există o cunoaștere în felul lumii a lucrurilor. Și din nefericire, unii credincioși sunt blocați la nivelul acesta de cunoaștere a lucrurilor legate de mântuire, la un nivel foarte superficial. Același lucru se poate întâmpla cu pocăința. Dacă există un act mai abuzat în viața bisericii de astăzi, nu cred că este altul mai mult decât pocăința și ce înseamnă să te pocăiești și ce înseamnă să fii pocăit. Atunci când Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și vorbește despre vlavie și neprihănire, pentru că starea de neprihănire pe care ne-a dat-o Dumnezeu, statutul de neprihănire pe care ne-l-a dat Dumnezeu, înlocuiește starea de păcat și ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, Hristos nu venea în lumea asta dacă nu trebuia rezolvată problema păcatului. Fratele Moise a menționat câteva lucruri despre Ioan 3 cu 16 și. Uh, pasajul uh, corespondent din nume uh, și-a avut dreptate în ceea ce a spus. Pentru că în uh, Ioan 3 cu 16, de fapt, centrul de greutate al pasajului este cât de mult ne iubește Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ăsta este centrul de greutate. Vrem să aflăm cât de mult ne a iubit Dumnezeu. Și explică în continuare încât a dat tot, pentru că atunci când Dumnezeu l-a dat pe Domnul Isus Hristos, a dat buzunarele peste cap, a rămas cu buzunarele goale. Dacă nu mă credeți, citiți Daniel unde spune unsul a fost stârpit și a rămas cu nimic. Dumnezeu, de dragul nostru, a dat tot. Pentru ca oricine, adică toți, să nu piară ce să aibă, viața veșnică, adică tot. Adică ar fi să traducem puțin mai interesant pasajul acesta, ar însemna, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat totul pentru toți, ca toți să aibă totul. Lăudați să fie numele Domnului. Asta este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Acum, cât de mult ne-ar fi iubit Dumnezeu, nu poate Rezolva gratuit problema păcatului. Problema păcatului nu putea fi ignorată de Dumnezeu. Nu putea fi neglijată de Dumnezeu. Problema păcatului trebuia rezolvată. Și a fost rezolvată și plătită de Domnul Isus Hristos prin jertfa de la Calvar. Slăvit să fie în numele Domnului. El a venit să plătească prețul. Acum foarte mulți se potignesc în faptul că iadul este veșnic. Există noi teorii, că nu le putem numi cu adevărat doctrine, nu fac parte din învățătura sănătoasă, doctrina sănătoasă, care spun că, domne, nu are cum să fie iadul veșnic, cum să stea Dumnezeu o eternitate știind că există o mulțime de oameni, cei mai mulți oameni care s-au născut vreodată pe planeta asta, vor ajunge în iad. Cei mai mulți oameni care există acum pe planeta asta vor ajunge în iad. E o realitate indisputabilă. Cum poate Dumnezeu să reziste în bucurie, în slavă, să știe că așa de multe suflete sunt chinuite veșnic? Să știți că prin intenție iadul nu este neapărat veșnic. Știți de ce iadul este veșnic? Pentru că acești oameni în locul cărora Hristos s-a dus la ghișeul intrării în eternitate și a spus, plătesc pentru ei, dacă mă acceptă ca Domn și Mântuitor, marea majoritate a oamenilor au spus, ne descurcăm noi. Au înăbușit adevărul în Nelegiuire. De dragul nelegiuirii au respins adevărul că sunt păcătoși, adevărul că Hristos a murit pentru păcate, ca să rezolve problema păcatelor din viața lor, pentru că nimeni nu poate intra în rai păcătos și să existe, să supraviețuiască. Dumnezeu l-ar incinera, l-ar distruge. De asta aici pe pământ nu vedem pe Dumnezeu. Sunt foarte mulți care spun, noi am vrea să-L vedem pe Dumnezeu ca să ne dovedească că există. Păi noi ne putem uita la soare, care nici măcar nu e una dintre cele mai strălucitoare și mai călduroase stele. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ai dispărea într-o secundă. Același lucru se întâmplă în împărăție, nimic întinat și spurcat nu va ajunge acolo, pentru că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască într-o stare de păcat trebuie rezolvată problema păcatului. Ei, psalmistul spunea, răscumpărarea păcatelor lor este imposibilă, costă așa de mult că nu se va face niciodată. Știți cine ajunge în iad? Oamenii care doresc să-și plătească singur datoria păcatului. Și Plătesc o veșnicie și nu mai termină. Interesul, dobânda este așa de mare ca la un credit card pe care încerci să-l plătești și nu-l termin niciodată de plătit. Pentru că dobânda este prea mare. Prețul este prea mare. Singurul Vedeți, sunt câteva pasaje în Scriptură care dovedesc că singurul care putea plăti datoria păcatelor e Domnul Isus Hristos. Vă dau un exemplu. În grădina Ghețimane, atunci când Domnul Isus Hristos a spus Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Foarte mulți ar putea să spună Vezi că a avut și el momentul lui de slăbiciune, s-a speriat, și a dat seama că o să-l bată, că o să-l tortureze, că o să-l îi împungă mâinile și picioarele. Când a văzut paharul ăsta plin de cuie, de spini, de sânge, de bice, de jocuri, de insulte, a simțit o repulsie. Nu zic că în natura umană Domnului Iisus Hristos n-a simțit aceast, acest fior dar nu ăsta l-a făcut să aibă rezerve față de paharul ăla. Două lucruri am plinit Domnul Isus Hristos atunci când a spus: Dacă e cu putință, departează de la mine paharul acesta. În primul rând, a fost o dovadă a desăvârșirii lui, a sfințeniei lui, pentru că în paharul ăla Hristos nu era chemat să bea cuie, spimi și bice, în paharul ăla erau crimele, nelegiuirile, stricăciunile, urciunile lumii acesteia, natura lui perfectă și desăvârșită a simțit o repulsie de dimensiuni cosmice, l-au făcut să zică, tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și în momentul acela Hristos și-a declarat neprihănirea, desăvârșirea, a declarat că e jertfă fără cusur, că poate fi adus ca jertfă. În al doilea rând, a demonstrat că nu e o altă cale. Când Domnul a spus, dacă e cu putință, de fapt a spus, Tată, dacă e o altă soluție, știu că planul tău, că inima ta, că dorința ta e să salveze omenirea pentru că iubești. Există vreo altă soluție? Aș putea să fiu eu scutit? Și răspunsul a fost, nu. Domnul Iisus Hristos a exprimat această rezervă față de cruce pentru a-și demonstra umanitatea, pentru că aș demonstra neprihănirea, perfecțiunea și pentru aș demonstra unicitatea, pentru că el era singurul în stare să plătească prețul, vă aduceți aminte în Apocalipsa, când s-a pus întrebarea cine deschide pecețile? cine are dreptul să desfacă fereastra istoriei, sfârșitului le spune că nu s-a găsit nimeni, nici măcar în cer, până când a venit un miel care părea junghiat. Dreptul de a deschide fereastra istoriei și de a desluși profețiile escatologice în vremea sfârșitului, a căpătat-o Domnul Iisus Hristos prin faptul că a plătit prețul că a murit la Golgota, că a rezolvat problema păcatului. Problema asta trebuia rezolvată. Acum, când noi ne-am pocăit, de ce ne-am pocăit? Pavel în Areopag vine și spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să, să se pocăiască. Să se pocăiască. Pocăința este rezolvarea păcatului, problemei păcatului în viața ta. Îți dă acces la jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos în ziua cinzecimii, când au venit și au spus fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a spus Petru. Dragii mei, pocăința și credința sunt brațele pe care noi le întindem ca să acceptăm darul mântuirii. Zis, dacă vine cineva la dumneavoastră acasă și vă aduce un cadou, ce faceți? Politicos este să întindeți amândouă mâinile, să luați darul. Știți că asiaticii nu primesc niciodată un dar doar cu o mână. E nepoliticos. Cineva ți-aduce un pachet sau ți-aduce flori sau ce, ce ceva, întinzi amândouă mâinile și le iei. Asta înseamnă că dai o atenție totală darului care îți se dă și îl respecti pe cel care îl dă. Ei, noi primim darul mântuirii cu aceste două mâini ale noastre, credința și pocăința. Când primim darul lui Dumnezeu, prin pocăință, lucrurile sunt foarte simple. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 10. Am avut odată o dezbatere cu cineva referitoare la modul în care oamenii se pocăiesc la evanghelizări. Și se credea că e puțin nepotrivit să-i chem în față, să-i întreb dacă cred, să ridice mâna, să-i pui să repete câteva cuvinte ale credinței și până să-i declar mântuiți. Eu vreau să vă spun că e foarte corect e incorrect să-i lași pe urmă să plece ca și când nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să ai grijă de ei după aia că spune botezați și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Ia uzi și spune în Roman capitolul 10 de la versetul 6. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer? Asta e Deuteronom 30, Dumnezeu vorbește prin Moise lucrurile astea și Pavel le preia în Roman 10. Să coboare adică pe Hristos din cer. Sau cine se va pogur în adânc? Să scoale adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Nepricănirea pe care o dă credința. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dragii mei, când oamenii vin la pocăință, Dumnezeu a făcut calea aceasta foarte accesibilă. Li se predică Evanghelia, atinge inima lor, le aprinde Duhul Sfânt lumina în cap să înțeleagă valorile mântuirii. Oameni care până în ziua aia n-ar fi înțeles nimic. Dintr-o dată, în timp ce li se predică Evanghelia, înțeleg. Înțeleg că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Înțeleg că a venit să moară în locul nostru. Înțeleg că El este Domn. Înțeleg că a înviat din morți. Și înțeleg că trebuie să facă un act public de mărturie. Ridică mâna, rostesc cuvintele credinței. Și Biblia spune, ai credința în inimă? Da, Mărturisești cu gura? Da. Vei fi mântuit. Dar după ce ai primit mântuirea, pocăința nu mai e la fel. Lucrurile nu mai stau la fel, necazul nostru e altul. Unde abuzăm noi acest concept al mântuirii? În momentul în care pocăitul care stă de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani în biserică, vine duminica în față și iar se mărturisește de păcatele pe care le-a făcut. Și vine și Doamne, sunt păcătos, sunt un nenorocit, vai, vai. Și vine să-și primească iarăși iertarea de păcatele, atenție, nu doar cele pe care le-a făcut săptămâna trecută, cele pe care urmează să le facă săptămâna viitoare și să le repete. Și Dumnezeu nu se lasă să fie bat jocorit. Și acum, neprihănirea are trei dimensiuni și și pocăința are trei dimensiuni. În primul rând, avem standardul neprihănirii. Care este standardul neprihănirii? La cine ne raportăm noi atunci când căutăm neprihănire? La Domnul Isus Hristos. El este standardul neprihănirii noastre. Cuvântul Domnului spune că trebuie să creștem spre statura plinătății lui Hristos. Să ne asemănăm, să ne potrivim chipului său, până vom ajunge ca el. La el ne raportăm. Uh, Fariseul a crezut că scapă ieftin dacă se raportează la unul mai rău ca el. A găsit un vameș, s-a uitat la templu și a spus, Bă, eu stau bine, domnule. De ce n-a fost îndreptățit? N-a fost îndreptățit pentru că nu s-a raportat la standardul corect de neprihănire, care e Domnul Iisus Hristos. Deci el e standardul neprigănirii. Nu ne luăm după oameni care ne spun, aia nu-i păcat, aia nu e rău, aia... eu le spun întotdeauna, mai, mai, și mai ales la tineri, că la ora actuală tineri au foarte multe întrebări existențiale, avem voie să mergem la cinematografe, să ne uităm la filme, avem voie să bem în cantități sociale ă, alcool, avem voie, mi-am spus, băi, băi copii, spuneți-mi, vă rog frumos, credeți, dacă v-ați de mână cu Hristos, sau orice Hristos la cinematograf cu voima, Voi îl vedeți, vi-l imaginați, închideți ochii și vi-l imaginați pe Hristos, că ce dă mi un pahar de vin să beau, când Biblia spune, fiți plin de duh și nu de must. Nu există decât două cantități ale Duhului Sfânt în viața ta. Plin sau gol? Există jumătăți de măsură. O picătură de must îl scoate pe Duhul Sfânt afară. Că plin ce înseamnă? Nu mai poți să adaugi nimic. Mai poți să pui o picătură când un pahar e plin? Nu. Peste plin nu mai poți să adaugi. Păi dacă ești plin de Duh și Biblia compară Duhul cu mustul și spune ori una, ori alta. Ei, testul nostru este ce ar face Isus. Știți că aveți pe brățări, aveți doamne, ce ar face Isus. Întrebați-vă când vă cumpărați haine, s-ar îmbrăca Iisus așa? Sau m-aș îmbrăca așa dacă Iisus ar fi în carne și oase la biserică? Întrebați-vă lucrul ăsta în tot ceea ce faceți. Nu uitați că eu nu am venit să vă caut bunăvoința dumneavoastră. Standardul e Hristos, noi predicăm alt standard, frați și surori. Ăsta e standardul neprihănirii. Doi, statutul neprihănirii. Ce înseamnă statut? Când eu mă pocăiesc, Dumnezeu vine la mine și îmi spune poftim. Asta e haina neprihănirii lui Hristos. Și mă îmbracă cu ea. Eu n-am făcut nicio faptă bună, că eu numai ce m-am pocăit. Eu numai ce am fost iertat de toate păcatele mele. Și vine Domnul și zice, poftim. Asta este haina neprihănirii. Și mă pune pe umeri. Ăsta e statutul de neprihănit. Biblia nu spune suntem neprihăniți, Biblia spune ne socotește neprihăniți. Amen. Și a treia dimensiune a neprihănirii este starea de neprihănire, ce înseamnă? În fiecare zi mă lupt să onorez statutul și să cresc către standard. Și asta e lupta pentru neprihănire în fiecare zi. Când vorbim de neprihănire, vorbim de standard care e Hristos, statut care este că ne socotește neprihăniți prin credință și trei, starea zilnică de neprihănire, lupta zilnică, ce voi nu v-ați luptat încă până la sânge împotriva păcatului. E lupta mea de fiecare zi, împotriva ispitei și a păcatului. De ce? Pentru că mi-e rușine să-mi dezonorez statutul. Cum să ți se zică că ești neprihănit și tu trăiești în păcat? Și apoi să crezi din ce în ce mai mult către perfecțiune, către desăvârșire. Asta este neprihănirea. Acum pocăința. Există pocăința omului care vine din lume, Omul care vine din lume, el vine plin de bagaje, el vine plin de păcate. Omul acesta este frânt sub povara păcatelor. El nu poate să facă nimic pentru el. El nu poate decât să strige după ajutor. El nu poate decât să capituleze în fața adevărului că e păcătos și că nu se poate mântui singur pocăință pentru el înseamnă Doamne nu sunt nimic, sunt păcătos, merit moartea, primește-mă așa cum sunt. Și cântăm de multe ori, primește-mă cum sunt. Problema, frați și surori, este că o cântă și pocăiții de 20, 30 de ani. Primește-mă cum sunt. Dar de ce ești cum ești? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. N-ai nicio scuză să vii altfel decât cum trebuie înaintea Domnului. Ia ascultați ce spune cuvântul Domnului în Petru. 2 Petru, capitolul 1. Vorbeam de Evlavie, că Domnul Iisus Hristos a fost arătat în trup. Versetul 3, 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, prin făgăduințe, să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Și acum ascultați versetul 9. Dar cine nu are aceste lucruri, de ce nu le are? Că i s-au dat. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui Păcate! Lucrul acesta este foarte grav. Iată, dar pocăința oamenilor care vin din lume, pocăința pocăiților care o mai scrântesc. Am prezentat acest, această extremă a pocăiților care trăiesc în păcat și au uitat că au fost curățiți, și care își pun în pericol relația cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că cineva n-ar mai putea să greșească. Și aici, atenție, haideți să mergem la 1 Ioan, capitolul 2. În primul capitol ni se spune, nu spuneți că n-ați păcătuit, pentru că îl faceți pe Dumnezeu mincinos. Dar aici se referă la oamenii care vin din lume și spun sunt om cum se cade. Eu n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, eu sunt cum se cade. Știți că cerul va fi plin de oameni cum se oameni păcătoși, mântuiți și iadul va fi plin de oameni cum se cade nepocăiți. Dar în capitolul 2 spune așa: Dacă cineva a păcătuit avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Acum aici respirăm ușor, Aveți grijă cu hârtiile scrise de avocații. Pentru că uneori inversăm scrisul mare cu scrisul mic. Și una și alta sunt importante. Acum, în pasajul acesta, care este scrisul mare de tot și care este scrisul mic? Noi credem că scrisul mare este, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și atunci, în fiecare duminică, venim și spunem, hai să ne mărturisim păcatele. Cum ne mărturisim noi păcatele duminică? Generalizăm. Știți de ce facem rugăciune de mărturisire duminica? Pentru ca să rătăm dependența noastră de Dumnezeu și vorbim de a treia dimensiune a pocăinței, la care încă n-am ajuns. Nu duminică se face mărturisirea păcatelor, ci în fiecare seară, pentru că în Psalmul 90 spune fiecare zi, toate zilele, noastre pierde de ta. Contabilizarea stării noastre spirituale se face în fiecare zi. Nu duminică, duminică ai uitat, duminică și ce spui? Doamne, dacă cumva am greșit cu ceva înaintea ta, te rog să mă ierți. Bancă ne rugăm toți la general, iartă păcatele poporului tău. E normal să facem lucrul ăsta, dar în a treia dimensiune, nu în a doua. În relația personală cu Dumnezeu, contabilizarea vieții trebuie făcută zilnic și uneori imediat după ce ai păcătuit. Vă aduceți, să știți că dacă ai conștiință sensibilă, așa vei face. David i-a tăiat colțul mantalei lui Saul și spune Biblia că imediat a început să-i bată inima. Așa de sensibilă trebuie să fie conștiința ta. Nu aștepți nici până seara. Te rogi imediat. Dar în fiecare zi trebuie să-ți închei conturile. Că duminica la biserică nu mai ții minte majoritatea păcatelor, ba, până duminică așa par de nevinovate că parcă nici nu le-ai păcătuit. A treia dimensiune a pocăinței este raportarea omului la desăvârșirea lui Dumnezeu când el se găsește întotdeauna nevrednic. Vezi, deci, profeții din vechime, când s-au uitat la popor, au spus, sunteți păcătoși, trebuie să vă pocăiți. Și pe urmă când au ajuns înaintea lui Dumnezeu, au spus, vai de mine. Și erau cei mai sfinți din națiune. Iov, declarat de Dumnezeu neprihănit, s-a lăudat înaintea Universului cu el. Și când s-a întâlnit cu Dumnezeu, spune, sem despre tine, dar acum te-am văzut, mă pocăiesc în cenușă și în sac. Este pocăința pocăiților adevărați care întotdeauna se văd nevrednici înaintea lui Dumnezeu. Și acum vreau să mai vorbesc despre două concepte și pe urmă, cred că vom continua mâine, pentru că mai sunt încă câteva lucruri de spus despre adevărata pocăință. Dragii mei, marea majoritate a cuvintelor din scripturi, din epistole. Se raportează la viața noastră practică. Textul care l-am citit din 1 Timotei 3 cu 16 spune că Evlavia Domnului Isus Hristos a fost văzută. A fost văzută. Ca să fie văzută, ea trebuie trăită în trup prima mare erezie a bisericii a fost că Iisus n-a venit în trup. Pentru că oamenii s-au uitat la desăvârșirea lui Hristos și au spus nu se poate trăi așa ceva în carne și sânge. Trebuie să fi fost o natură specială. Nu poate să fie carne și sânge. Au împins până acolo lucrurile că de fapt Hristos nici n-a murit, că nu putea să moară. A fost doar o piesă de teatru jucată de Hristos ca simbol. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, orice duh care nu mărturisește că Isus a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Jertfa lui Hristos a fost în trup, dar și neprihănirea evlavia lui a fost văzută, trăită în trup, ca să fie dovedit neprihănit în Duhul. Cum adică? Știți că la un moment dat Domnul Isus Hristos uh, i-a spus unui olog, a dus la el ca să fie vindecat, iertate-ți în păcatele. Și oamenii au cârtit, au spus, doamne, în primul rând l-au adus ca să-l vindece, să-l ridice din pat. În al doilea rând, asta e o blasfemie. Păi cine e el să ierte păcatele? Și Domnul pune o întrebare. Și fiți atenți că răspunsul la întrebare este destul de ciudat. Spune, ce este mai ușor a zici? Iertate-ți păcatele, sau ridică-te, scoală-te, ia patul și umblă. Și oamenii s-au uitat n-au știut ce să zică. Acum, pentru Hristos a fost mai greu să zică iertate ți în păcatele pentru că El a plătit. Pe El l-a dorut ca să plătească prețul. Dar pentru popa care își pune patrafirul pe capul omului și ce iertate sunt păcatele, e foarte ușor că nu-l doare gura. Și cum se poate demonstra dacă i s-au iertat sau nu păcatele ăluia care stă sub cârpa Dacă eu v-aș spune în seara asta, iertate vă sunt păcatele, păi nu sunt o groază de oameni care spun lucrul ăsta fără să îi doară stomacul și o spun cu o brăznicie și împart indulgențe și iertări, că e ușor lucrul ăsta al zice. De să vină unul în cărucior aici, în mijloc, un olog. Mai poți să zici, ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă și ăla să nu se ridice din cărucior? Că toată lumea se uită la tine și spune, e? Eh? aia nu poate fi verificată. Asta poate fi verificată. Dacă se scoală din cărucior, înseamnă că a vorbit Dumnezeu prin tine, dacă nu se scoală din cărucior, înseamnă că ești un obraznic și un impostor. Și atunci Hristos spune, ca să vedeți că Fiul omului are putere să ierte păcatele și că declarația lui nu e gratuită, doar așa de formă, ție îți spun, ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă. Și o dată s-a sculat și a fost vindecat. Dragii mei, când vorbim despre iertarea păcatelor, vorbim despre o lucrare complexă care se dovedește prin stilul de viață. Dacă cu adevărat ți-au fost iertate păcatele, dacă cu adevărat ești mântuitul lui Dumnezeu, dacă cu adevărat ai primit neprihănire prin credință, eu trebuie să văd lucrul ăsta în felul cum trăiești tu. Și am să apăs mai mult lucrul ăsta mâine, pentru că există o cale clară de a demonstra aceste lucruri practic în viața de fiecare zi. Dar până un, un, un alta. Toate epistolele sunt centrate pe interdicții și imperative. Să faci, să faci, să faci, să faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci. Mulți îl consideră pe Pavel campionul liberalismului. Ați auzit mai ales tinerii de do's and don'ts. Ce, la românii este se predică numai do's and don'ts? De parcă asta ar fi o evanghelie falsă. Ia mai citiți odată epistolele lui Pavel să vedeți că sunt pline de do's and don'ts. Așa da, așa nu. Până și moșul în roată ar fi știut. Evanghelia. Dragii mei, legea, pentru că noi suntem numiți legaliști, pentru că vrem să vedem practic trăirea pocăinței. Suntem legaliștilor. Le cerem să se îmbrace decent și frumos, legaliștilor. Le cerem să vorbească frumos din legaliștilor. Hai să vedem. Când Pavel vorbește împotriva legii, împotriva la ce vorbește, sunt trei dimensiuni ale legii. Vezi că toate lucrurile astea merg pe dimensiuni de trei. Există legea rituală care are în vedere jertfele, care are în vedere tăierea prejur, care are în vedere sabatul, care are în vedere zilele noi și de sărbătoare. Ce a făcut Hristos cu legea rituală sau ceremonială? A împlinit-o în sine n-a desfințat-o, a, desfințat a împlinit-o. Ea nu mai e valabilă, că dacă ar fi valabilă, am aduce mie ca jertfă aici. Știți de ce nu-i aducem? Pentru că nu mai e valabilă. Că El e mielul de jertfă, El e Domnul sabatului. Tăierea împrejur s-a făcut la nivelul inimii. A devenit un act spiritual. Zilele, ce mai zile noi de sărbătoare și așa mai departe, luni noi, noi sărbătorim toată viața noastră pe Domnul, în fiecare zi. Slavit să fie Domnul. Ei, legea asta a împlinit-o. Și pentru asta, Pavel era Livid, era supărat de iudaizatori care veneau și spuneau: Nu puteți fi creștin dacă nu sunteți și iudei, trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți sabatul, trebuie să faceți asta și alaltă. Ei, legea rituală sau ceremonială a împlinit-o. 2. Legea morală a înăsprit-o, a îngustat-o. Și a spus așa. În primul rând, ați auzit în lege că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun că dacă cineva urăște pe fratele său, este un Ucigaș. Ce a făcut cu legea morală? A făcut-o și mai îngustă. Și mai drastică. Și mai aspră. Ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu vă spun că dacă cineva s-a uitat la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit. Ce a făcut cu legea morală? A îngustat-o. A înăsprit-o. Asta a făcut cu legea morală. Mai mult, înainte spunea să nu păcătuiești înaintea Domnului Dumnezeului tău și să-l ofensezi pe el acum în har, zice, să nu fie o pricină de potignire pentru aproapele tău. Adică conștiința ta și moralitatea ta trebuie să fie așa de îngustă, încât și lucrurile pe care tu nu le-ai credea păcătoase, doar pentru că fratele tău este ofensat, el care este slab, te abții, pentru că, Doamne, fără de câte pot trăi atât de îngustă, a devenit legea morală în har. Ce a făcut cu legea caritabilă? Cele trei dimensiuni ale legii. Legea rituală împlinită, legea morală înăsprită. A treia dimensiune a legii e legea caritabilă. În vechime spunea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine, însuți. Acum spune, când ați făcut aceste lucruri, acestor micuți, mie mi le-ați făcut. Cu alte cuvinte, a întărit legea caritabilă. A întărit-o. Eu nu mai trebuie să te iubesc pe tine ca pe mine, ci trebuie să te iubesc pe tine ca pe Hristos, ca și când lui Hristos îi fac. Dragii mei, să fim foarte atenți cu etichetele astea, legaliștii, ea, să faci, să faci, să faci, să nu faci. Că s-ar putea să ne prindem de regetele dacă nu înțelegem complexitatea doctrinei și a conceptelor doctrinare. Neprihănire. Ce înseamnă? Aha, să zici și tu că iubești pe Isus. Să cânți de 20 de ori, te iubesc Isus. A, asta înseamnă să-l iubești pe Isus. Nu. Hristos a spus: Cine zice că mă iubește? Păzește! poruncile mele. Deci, când vorbim de pocăință, avem în vedere această multitudine paletă de noțiuni și de dimensiuni pentru ca pocăința să fie pocăință. Într-un fel se pocăiește omul care a venit pentru prima dată în biserică, el capitulează, ridică mâinile și spune: Aoleu, merit moartea. Te primesc, Iisuse, ca mântuitor, schimbă în viața. Capitulez. Altfel se pocăiește pocăitul care o scrântește, pentru că scrisul, avem la Tatăl un mijlocitor, este scrisul mărunt, scrisul mare este prima parte a versetului 1 din 1 Ioan 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, ca să nu păcătuiți, ăsta e scopul nostru. Dar noi, asta nu o mai băgăm în seamă, venim și spunem, avem la Tatăl lui Mijlocitor, avem la Tatăl Mijlocitor, avem la Tatăl și îl dezonorăm pe Hristos și pormă, ascultați, și cu asta am să încep mâine. Prin păcat și când dezonorăm neprihănirea punem în pericol și compromitem trei lucruri. Punem în pericol și compromitem maturizarea noastră spirituală și vom dovedi cu scripturile. Doi, punem în pericol și compromitem mărturia noastră înaintea lumii și vom dovedi lucrul acesta cu scripturile. Și atenție, 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 punem în pericol mântuirea noastră. Dacă nu suntem atenți și dacă stăruim în păcate, repetate, nemărturisite și nepărăsite. Mă rog Domnului să ne dea o pocăință autentică. Mă rog Domnului să ne ajute, fraților, dacă tot purtăm porecla asta, să o purtăm de adevăratele, să o purtăm ca pe niște poleți de onoare, să o purtăm ca pe niște galoane, suntem pocăiți și noi să zicem, ajută-ne, Doamne! Nu numai să ne pocăim, ci să și fim pocăiți. Pentru că asta e o problemă de identitate și este o problemă de trăire. Domnul să ne ajute. Amin.